Sunt bucuros să petrecem iarăși un timp împreună, studiind Cuvântul Lui Dumnezeu, îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru această șansă de a fi înțelepțiți pe această cale, de a fi luminați. Apreciez foarte mult rolul Cuvântului Dumnezeu de a-ți deschide mintea, de a da viziune, de a-ți da discernământ și capacitatea corectă de înțelegerea lucrurilor. De fapt, despre acest lucru vom vorbi. Înțelepciune pentru vremurile din urmă este titlul acestei teme. Înțelepciunea, capacitatea de a gândi corect, de a gândi chipzuit, e mai mult decât inteligența. Poți să fii inteligent și să nu fii înțelept. Acest subiect vorbește despre o înțelepciune specială pentru timpurile de față, timpurile dificile, schimbătoare, cu foarte multe provocări timpurile grele din, din, urmă. Datorită prezentărilor pe care le-am postat uneori cu agricultură organică sau pe teme de sănătate, de nutriție, de viață în mijlocul naturii sau alte teme cu caracter spiritual, unii oameni spun ce inteligenți sunteți. Ele răspund, nu sunt mai inteligent decât alții. Nici nu mă văd, vă spun în mod sincer, fără să fie o bravadă sau un act de modestie. Nu consider un act de modestie, ci doar de realism. Nu mă cred inteligent. Le spun unor poate mai credincios decât alții, în sensul că nu am un intelect sau capacități geniale, dar am avut acces la Cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa de înțelepciune. Atâta timp cât îl cunoști, îl experimentezi te bazezi pe el, pur și simplu este înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o preiei pur și simplu te bazezi pe ceva care e deja verificat, care vine dintr-o sursă înaltă și această sursă este Dumnezeu. Credința care te face să depinzi de cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa înțelepciunii, este exact sursa care te face să ai acces la înțelepciune. Propriu zis este vorba de o înțelepciune a credinței. Acea credință care te duce la Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât crezi mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ești mai înțelept. Este înțelepciunea credinței. În Evrei 11 cu 3 citim prin credință pricepem. Că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință pricepem. Priceperea este un alt termen pentru înțelepciune, pentru cunoaștere. Prin credință pricepem, prin credință ajungem la înțelegere. Am putea spune prin înțelepciune pricepem că lumea, dar observăm aici că nu, nu favorizează termenul înțelepciune, ci din contră îl favorizează pe credință. Prin credință înțelegem, cunoaștem, pricepem. Credința te ajută să înțelegi. Credința te ajută să cunoști ceea ce în altfel n-ai putea cunoaște. Iar credința, așa cum spune Pavel în Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Deci credința propriu zisă dependentă de cuvântul lui Hristos. Eu Iosua 1 cu 8, citim cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce îi se spunea dacă vrei să lucrezi cu înțelepciune, să ai succes, să îi zbândești, să nu se depărteze cartea de tine. Să ai în minte, să gândești la ea, să trăiești conform ei, să te gândești mereu, să vorbești despre ea, atunci vei avea succes, atunci vei lucra cu înțelepciune. De unde provenea înțelepciunea? Din cartea de care vorbei, pe care o trăiei, la care te gândeai mereu. Aceasta era sursa care te aproviziona cu înțelepciune. La fel scrie psalmistul, Salmul 19 cu 7, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul cornilescu și convertește sufletul, schimbă-l, transformă, King James. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Observăm sursa înțelepciunei cuvântului Dumnezeu. Îl experimentezi mai mult, ai mai multă înțelepciune. Nu e a ta, e doar preluată, primită. Nu, tu doar o crezi, tu accepti și în felul acesta... Viața ți este guvernată de înțelegeri, de o viziune largă, de decizii bune, potrivite și asta te lansează cu mult înainte, cu mult în fața celor care sunt doar inteligenți, dar nu sunt nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Uh, în Deuteronom, capitolul 4, versetul 5 până la 8, Iată v-am învățat legi și porunci, cum mi a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta, împlinirea acestor legi pe care, nu, le primiseră, le speciale care reprezentau voia lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu, era o reflexie a minții divine, păzite, trăite, împlinite, mergând pe traiectoria lor, spune aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice acest neam mare e un popor cu totul înțelep și priceput. Care este într-adevăr nemul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui? așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru, orte câte ori îl chemăm și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă o pun astăzi înainte. Aceasta era, este înțelepciunea și priceperea voastră înainte popoarelor care uimite vor spune poporul ăsta e cu totul special e uimitor de înțelept ce făcea înțelepciunea lor? Trăirea în concordanță cu cuvântul, cu legile divine. Desigur, legile divine, Dumnezeu ne-a dat o mulțime de legi. Legi care țin de morală, de caracter, de minte, legi ale minții, sunt legi care țin de partea sanitară, legi care țin de fiziologia, de funcționarea corectă a organismului, sunt legi în ceea ce privește interrelaționarea între oameni, sunt legi ale pământului pe care trebuie să le respecti. Urmând pe aceste legi, pe această traiectorie a voi lui Dumnezeu, urma să fii foarte înțelept. Cu cât erai mai ascultător, mai dependent de cuvântul lui Dumnezeu, mai fidel cuvântului lui Dumnezeu, cu atât erai mai înțelept. Nu ținea de cât de mare intelectul, nu ținea de cât de genial te-ai născut, de ce aptitudine extraordinare. Ținea mai degrabă de experimentarea, trăirea în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta urma să te facă cu totul special, iar oamenii urmau să spună, vai ce înțelept, vai ce, ce lucruri grozave. Propriu zis, tu nu erai descoperitor. Nu puteai să patentezi lucrurile pentru că tu le preluase cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ți le încredința, ți le dă, doar le credeai, le acceptai și experimentai. Uh, un alt aspect pe care aș vrea să-l luăm în considerare, exodul 35 cu 31. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, era vorba de beța la el, maestru iscusit care urma să lucreze la sanctuar. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Observăm că Duhul lui Dumnezeu este asociat, e Duh de înțelepciune. Mai citim în Daniel 5 cu 14. Am aflat despre tine, spunea împăratul, că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Desigur, Daniel a spus, nu eu sunt cel, Dumnezeu e cel care îmi dă înțelepciunea e a lui. Dar observați, ai în tine Duhul Dumnezeilor, era vorba de niște Dumnezei pe care ei nu-L cunoșteau, nu, și asociată cu o înțelepciune nemaipomenită. Observați, Duhul lui Dumnezeu, înțelepciune. Cu cât ai mai mult Duhului Dumnezeu prezența Lui, cu atât ai mai multă înțelepciune. Cu cât ești mai plin de Spiritul lui Dumnezeu, cu atât ești mai plin de înțelepciune. Dar cea mai mare dovadă, cea mai clară și mai tangibilă dovadă a manifestării Spiritului lui Dumnezeu este Scriptura. Pentru că citim în a doua Timotei 3 cu 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Oamenii n-au scris de la ei, spunea Pavel, ci au scris mânați de de Dumnezeu, inspirați de Dumnezeu. Insuflat înseamnă inspirat prin Duhul lui Dumnezeu. Toată Scriptura e inspirată, insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. Observați inspirația Spiritului Dumnezeu, lucrarea Spiritului Dumnezeu în Scriptură și asta este conectată cu înțelepciunea. De ce a spune Domnul Isus Ioan 6, 63? Duhul este acela care dă viață, care nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Implicit în înțelepciune pentru că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu să dea înțelepciune. Ai mai mult Duh al lui Dumnezeu, ești mai dependent de Scriptură. Să știți că întotdeauna mult se laudă cu Duhul lui Dumnezeu, că avem Duh, suntem plini de Duh, dar în același timp neagă Scriptura care este sursa înțelepciunii. Nu există nicio contradicție între adevăratul Duh al lui Dumnezeu și Scriptură, pentru că în realitate Duhul lui Dumnezeu a inspirat Scriptura. De aceea, prezența lui Dumnezeu, Duhul lui, este cel care aduce înțelepciune. Trebuie să-L ai pe El. Aș vrea acum, în mod specific, să trecem mai direct asupra tentei subiectului nostru, și anume înțelepciune pentru vremurile din urmă. O înțelepciune specială. În primul rând, această înțelepciune ar trebui să se manifeste într-o formă de ajutor pentru a ca să salvezi sufletul în aceste vremuri dificile. Mă gândesc că dacă ești atât de înțelept și nu reușești să te mântuiești, să salvezi viața, atunci ce fel de înțelepciune a fost cea care a avut-o? Cât de inteligent ai fost că poți să, mă rog, să cunoști nu știu câte lucruri să ai o minte sclipitoare, dar să nu pricep cum poți să salvezi viața și să te pierzi? De aceea avem nevoie de înțelepciunea care duce la mântuire, înțelepciunea care te ajută să fii salvat în aceste vremuri, să știi cum să te salvezi, cum să salvezi sufletul într-o vreme foarte dificilă, extrem de complicată, cu foarte multe provocări. Acest tip de înțelepciune este cel mai util, este cel mai necesar. Proverbe 30 cu 2. Negreșit sunt mai prost decât oricine. Sigur ne-am supărat dacă cineva ne-ar face cel mai mare prost. Aici, în proverbe, ni se spune foarte clar și ne putem aplica negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunoștința Sfinților, care e mântuirea, bineînțeles. Dacă nu înveți cum să te salvezi, nu înveți știința Sfinților, cum să fii sfânt, cum să fii un om special salvat de Dumnezeu, Ești mai ignorant, mai slab, să nu zic mai prost, decât oricine. E cea mai mare prostie. Deci aici nu e vorba de intelect, că un om simplu se poate salva. Dar un om simplu nu e simplu atâta timp cât are înțelepciunea care îl duce la salvare. E mai slab celălalt, e mai ignorant acela cu capacitate intelectuală extraordinară, dar care nu înțeles cum să salveze sufletul. A doua Timotei 3 cu 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Înțelepciunea care duce la mântuire. Avem nevoie în aceste timpuri dificile, că sunt timpuri provocatoare, timpuri înșelătoare. Diavolul lucrează cu mare putere pe toate căile să ne înșele, să ne mintă, să ne treacă ocaziile, să treacă timpul de har, să nu putem dobândi adevărata înțelepciune pentru a vedea lucrurile importante, lucrurile adevărate, pentru a avea acel discernământ care să ne spună, da, domne, viața nu merită trăită pentru nimicuri. Mai târziu, Solomon descoperă că toate sunt deșertăciuni și vanitate, goană după vânt, nu? și că contează, contează să salvezi sufletul. Nu, Uneori îl asociază cu Lemuel în Proverbe 30, sunt mai prost decât oricine dacă n-am învățat știința Sfinților. Împăratul Lemuel, unele surse spune că chiar Solomon ar fi. N-am învățat înțelepciunea și nu cunoștința Sfinților. Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, poate să dea înțelepciune dacă îl cunoști, care să te ducă această înțelepciune la mântuire prin credința în Hristos Isus. De aceea, pentru aceste vremuri dificile ale sfârșitului, avem nevoie de această înțelepciune specială pe care o găsim în Scriptură. Încă ceva pe care i-am mulțumit lui Dumnezeu, că m-a ajutat să înțeleg și am ajutat să înțeleg iarăși, nu prin inteligență personală, ci pur și simplu studiind cuvântul lui Dumnezeu. Studiind cuvântul lui Dumnezeu și mi-am dat seama câtă înțelepciune există în acest lucru. A doua Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte. Deci să mustre, să învețe, să corecteze, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Un alt înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie perfect, desăvârșit. Scrie aici, perfect, în traducerea King James, care înseamnă același lucru. Și cu totul destoinic sau potrivit pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, Spiritul lui Dumnezeu a insuflat-o și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. E un alt termen. Înțelepciune în neprihănire, o expresie. Pentru ca omul lui Dumnezeu să ajungă perfect, să ajungă desăvârșit. Vă spun sincer, acest concept nu ți intră în minte când ești în lumea aceasta. Cât ai fi de inteligent, nu cauți așa, inteligența o folosești la orice alt lucru. Mă rog, să faci nu știu ce, ce, chestii celebre, să devii popular, să inventezi ceva. Mă rog, unele lucruri nu sunt în sine, nici grozave, dar așa ceva nu te duce la un caracter desăvârșit și la neprihănire, viață fără păcat. E înțelepciunea pe care ți-o dă Dumnezeu din cuvântul Lui ca să ajungi desăvârșit, să prizi acest ideal și cu totul potrivit pentru orice lucrare bună. Citesc în Corinteni 1 cu 22 iudeii, într-adevăr, cel minun. Și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe, cel, pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei e o pricină de potignire și pentru neamurii o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos, crucea prin care spunea Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, eu meu personal nu mai trăiește, ci Hristos trăiește în mine. Această cruce prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine, este înțelepciunea lui Dumnezeu pe care nu grecii și înțelepciunea lumii acestea se bazează pe înțelepciunea grecilor, o consideră o nebunie. Ce vreau să spun? Un lucru pe care îl consider o înțelepciune de la Dumnezeu este ca să-ți negi eul personal. Să descoperi în eul personal cel mai mare vrăjmaș care trebuie aruncat în pulbere, pentru ca Hristos să poată să locuiască în, în tine. Înțelepciunea divină ne ajută să înțelegem că eul personal este cel mai mare vrăjmaș al nostru. Nu ai avea de unde să înțelegi. De ce? Pentru faptul că în mod obișnuit omul se conservă, se protejează, își protejează eul. Ba din contră, filozofia lumii acestea, filozofie satanică, stimulează eul foarte mult. Înalță eul. Îl confundă cu adevăratul respect de sine, dar în realitate Eul nu are nimic de a face cu respectul de sine. Eul este acea versiune nenorocită a noastră, care e legată de satana. Aruncarea în pulbere a Eului, faptul că te ajungi la un moment dat să-ți dai seama că ai de luptat cu tine însuți, asta n-ai de unde să o descoperi. Asta n-ai de unde să-ți să, să intră în minte în mod obișnuit. Asta nu ține de intelect. Pentru că, în general, oamenii cu intelect genial sunt oameni foarte mândri. Cu cât ai cunoștințe mai multe, intelect mai puternic, cu atât te umfli mai mult, nu? Aruncarea în pulberea eului personal e o înțelepciune venită de la Dumnezeu. Iar exact lucrul acesta înseamnă îndreptățire prin credință, înțelepciunea în neprihănire. Da? Înțelepciunea în neprihănire. Neprihănirea Hristos ca să-ți împărtășească neprihănirea Lui. Are nevoie ca tu să arunci eul în pulbere. Ca El să trăiască în tine, trebuie să fii răstignit tu, eul tău. Da? Înțelepciunea lumii, înțelepciunea diavolească, duce la înălțarea eului. Adevărata înțelepciune va conduce la dobândirea unui caracter asemenea Domnului Isus. Așa cum citeam, pentru ca lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul potrivit pentru orice lucrare bună. Iată ce scrie în Proverbe 11 cu 2, când vine mândria, vine și rușina, dar înțelepciunea e cu cei zmeriți. Ai știut că nu poți să fii mândru și să fii și înțelept. Ca atare satana este foarte inteligent, cunoaște foarte multe lucruri, dar nu înțelept și a stricat înțelepciunea, a pierdut-o de mult. Odată cu venirea mândriei, ca atare prieteni, zmerenia este asociată cu înțelepciunea. În aceste timpuri, din urmă, avem nevoie de acea înțelepciune care e asociată cu zmerenia cu aruncarea în pulberea eului personal, e nevoie de această înțelepciune. Nu ai înțelepciune. Mândria duce la pire, la cădere. Mândria merge înaintea pierii, trufia merge înaintea căderii. Așa citim în cuvântul lui Dumnezeu. Ori, ca să mergi spre cădere și spre moarte, spre pieire, ce înțelepciune este asta? E clar că e nebunie. Dom'le, de ce adevărata înțelepciune pentru timpul din urmă este să ne smerim? Când îți vine gândul smeririi, e un gând înțelept este de la Dumnezeu lumina și înțelepciune divină. Este lucrarea Spiritului Dumnezeu care îți transferă înțelepciunea divină. Cu cât e mai multă mândrie, cu atât e mai multă prostie și nebunie. Vine rușinea peste tine, vine căderea, vine eșecul. Proverbe 28 cu 26, cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune, această antiteză, dar cine umblă în înțelepciune înseamnă că e inversul. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Sigur, nebunia este exact inversul înțelepciunii. Dacă ești nebun, ești dințelept, clar. Un nebun e unul care nu gândește rațional. E sărit de pe fix. Dar cine umble în înțelepciune va fi mântuit. Ca tare înțelepciunea te duce la ce? Să nu te încreze în inima ta, nu? Care ne spus de înșelătoare, deznădăjdui de rea. Ca să descoperi. Deci nu aveam cum. Când mă gândesc cât de dezastruos eu am. Câte ai fațete oribile are eu personal. Nu? Ca să-l cultivi înseamnă nebunie. Ca să te lupți cu el și să vezi acest aspect. Înțelepciune, neprihănire. Neprihănirea care înseamnă aruncarea în pulbere a personal pentru ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, ceea ce tu n-ai fi putut să faci niciodată. Proverbe 19-11. Înțelepciunea face pe om răbdători. Asta ține tot de eu. Nu? Înțelepciunea face pe om răbdătorie. Răbdarea e virtute, înseamnă caracter. Înțelepciunea îl face pe un virtuos, îl face de caracter. Știți că adevărata înțelepciune pentru timpul de urmă te va duce la formarea caracterului, la negarea sinelui, la zmerenie. Am citit de zmerenie, da? Înțelepciunea cu cei zmeriți îl face răbdător și este o cinstă pentru el să uite greșelile. Se simte onorat, privilegiat ca să uite, să treacă cu vederea. Cine-i face rău, asta înseamnă caracter. Iar caracterul se formează cu înțelepciunea aceasta. O înțelepciune care te duce la formarea caracterului. Ești un înțelept. Cu cât ești mai înțelept și ai primit aceasta de la Dumnezeu, cu atât mai mult lucrezi prin puterea lui Dumnezeu la formarea propriului caracter. Dacă nu te-ai lupta cu euul, dacă nu lucrezi în această direcție, îți lipsește înțelepciunea pentru vremurile acestea. Iacov 3 cu 13, cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună. Faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Observați din nou blândețe, răbdare, caracter, înțelepciunea care se manifestă într-un caracter frumos. Înțelepciunea care te duce la formarea unui caracter. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, invidie, amărăciune și duh de ceartă, unul de ăsta care caută motive tot mereu să frece, nemulțumit, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului înțelepciunea aceasta, că zici că ești inteligent. Nu vine de sus. Ce este pământească, firească, drăcească, diavolească, ea diavolului. Care te duce ce? Să instigi, să cauți harță, să fii invidios. Asta înseamnă caracter nociv, toxic. Nu? N-ai avut dacă înțelepciunea adevărată care venea de sus te ducea la aruncarea în pulberea eului la formarea caracterului, îți lipsește înțelepciunea. Pentru vremurile acestea, pentru asta e bună înțelepciunea care duce la mântuire, Înțelepciunea neprihănire, esența neprihănirii înseamnă aruncarea în pulberea eului personal. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi este pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinie, nefățarnică. Astea sunt trăsături de caracter. Înțelepciunea de sus înseamnă caracter. La asta în, în asta rodește, în asta se manifestă ca înțelepciune. Nu, vă, vă spun sincer, niciodată nu mi-ar fi trebu trecut prin minte că, de fapt, lucrarea vieții, că sunt aici pentru formarea caracterului. Asta mi-a spus-o Dumnezeu, am descoperit-o în scriptură. N-aș fi știut că e de lupta cu nenorocitul de eu, cu formarea caracterului, că asta e lucrarea adevărată pentru Numai pentru viața aceasta care va merge, singurul lucru cu care vei merge în veșnicie, caracterul. De unde credeți că am stat eu și deodată mi-a venit că eram genial? Nu! Am studiat și asta am descoperit. Exact asta mi-a spus Dumnezeu. Sigur, și apoi spui, ești inteligent. Nu-ți deloc ține de credință, de acceptarea cuvântului lui Dumnezeu. El este înțelept. El e singura sursă de înțelepciune. În Efesenul cu 17, ce citim și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, face o distinție foarte atentă aici cine este, să vă dea un duc de înțelepciune. Deci Pavel se ruga Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să primim un duc de înțelepciune și descoperire, adică revelație, să înțelegem, să descoperim, în cunoașterea Lui. Să avem înțelepciune pentru ca să-L cunoaștem pe și să avem revelații cu privire la El și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți Ține de înțelepciune, aveam nevoie de înțelepciune și revelație ca să pricepem care este nădejdea chemării lui. Cu alte cuvinte, ce speră el să facă din noi și cu noi? Să înțelegem ce speranță are Dumnezeu, pentru că speranța pe care are Dumnezeu cu privirea la noi ce vrea să facă, bate mult mai mult decât a bântut vreodată cel mai înalt gând al oamenilor. Oamenii nu le-a trecut prin minte că viața ar fi pentru un scop atât de înalt. Acesta este un ideal pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră, în fața noastră, ca motiv pentru a trăi viața și este mult mai înalt decât ți-a trecut vreodată prin minte. N-are cum să-ți vină în minte decât dacă îți dă Dumnezeu înțelepciune venită de sus să descoperi acest ideal. Care este bogăția slavei, moștenirii lui în Sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii, tăriei lui? Aici ne spune că avem nevoie de înțelepciune, un duc de descoperire ca să putem înțelege la ce înălțime vrea să ne cheme Dumnezeu și ce putere El e dispus ca să o folosească pentru împlinirea acestui ideal. Coloseni 2 cu 1. Vreau într-adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea, Apropo, ce perioadă trăim noi? Înseamnă că are o. e specific aceasta. Acest pasaj. Și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, ca să li se îmbărbeteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere. Ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ce luptă duc pentru voi cei din timpul din urmă, spunea Pavel, nu? Au existat și o comunitate la Odisea, dar acum are o, o specifică aplicație pentru timpul nostru, ca să căpătăm toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe. Hristos, să-L cunoaștem pe Hristos, nădejdea slavei. Idealul la care ne cheamă Dumnezeu și care este mai înalt decât orice gând omenesc, este a fi asemenea la caracter cu Dumnezeu, prin Hristos Iisus. Hristos în voi, nădejdea slavei, aceasta este taina ținută ascunsă din veșnicie, dar descoperită sfinților și pentru ca să înțelegi la ce caracter și ce posibilități uriașe e. ești chemat ai nevoie de înțelepciune divină, pentru că altfel mintea, chiar dacă ai fi inteligent, te ocupi de nimicuri, de lucruri joase, sub, fală de șartă, lucruri pentru lumea aceasta, nu, mărirea umenească și așa mai departe. Bani, posibilități, sigur, oamenii foarte inteligenți și să învârtă lucrurile, să profite, să facă bani, unii foarte corect fac, dar sunt idealuri prea, prea mici, Hristos în voi, nădejdea slavei, să reflect slava caracterului Hristos. Asta este înțelepciune pentru timpul din urmă. Este ceea ce Dumnezeu ar vrea să ne dea pentru ca să atingem un astfel de ideal. În plus, ce vremuri dificile, controversate, atâta confuzie. Cuvântul ăsta e cuvânt de ordine, confuzie, minciună și înșelăciune, în orice domeniu, la orice punct. Unde vor duce evenimentele? Ce se preconizează? Vedeți și cu criza aceasta, câte păreri controversate, că e virus, că nu e virus, că e creat, că nu e creat, că e periculos, că nu e periculos, că au murit atât, că nu au murit atât, că e că doar o banană răceală, dar este foarte mult exagerat, că de fapt e un pretext pentru alte legi coercitive, pentru schimbări, pentru tot felul de alte chestiuni, nu? Ce se întâmplă? Către ce ne ducem? Se o vaccinare obligatorie, o nouă ordine mondială, o tot felul de alte lucruri. E atâta confuzie, nu? Care e adevărul, nu? Pentru că avem nevoie să nu fim într-o nebulozitate. Eclesiastul 7 cu 10 nu zice cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Când ești speriat acum și câtă lume e speriată? Când te sperii? Când te speri? Când te ia prin surprindere și nu te așteptai la așa ceva. Când te aștept la așa ceva, gândiți-vă că cineva s-ar piti după ușă. Dar eu știu că s-a pitit după ușă acolo. Cu intenția să mă sperie. L-am văzut. Știu foarte bine că e acolo. Și mă duc acolo. Îl oh, deodată. Credeți că mă sperii? Nu mă sperii. De ce? Pentru simplu fapt că mă așteptam la lucrul acesta. De ce e lumea tulburată? Și creștinii sunt foarte tulburați. Mulți dintre ei vor să facă tot felul de mișcări, acum mai degrabă pe frică, motivați de frică, de spaimă, nu? Și motivațiile astea nu sunt bune. Vom discuta într-o altă temă. De ce întrebi că cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu ne înțelepciune, nu ești înțelept dacă pui astfel de întrebare. Nu ești înțelept dacă te aștepta zile bune pentru viitor. Foarte mult speră. Hai că se liniștește, hai că va veni bine. Și când o să vină un pic, o relaxare, o să Uf, eu că să, să, lucrurile revin la normal și să... Chiar cunoaștem ce, ce urmează să se întâmple. Și cum am putea să cunoaștem ceea ce urmează. E tot o înțelepciune. E o înțelepciune specială o înțelepciune divină care ne ajută să înțelegem evenimentele profetice și faptul că lumea întreagă nu merge spre bine. Va intra spre finalul ei niște evenimente teribile, numite, general, Marea strâmtorare sau cea mai mare strâmtorare a tuturor timpurilor. Înțelepciunea venită de la Dumnezeu ne ajută să înțelegem lucrul acesta, pe de o parte. Pe de altă parte, ne ajută să luăm atitudinea corectă față de aceste evenimente, să fim pregătiți și echipați pentru aceste timpuri. Cum se face că vin lucruri rele peste noi? A doua Timotei 3,1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Hm. Știi sau nu știi? Cum ai putea să știi? Crezând e înțelepciunea credinței, prin credință pricepem. Și ca atare te aștepți. Ceilalți sunt dezechilibrați și îngroziți? tu ești liniștit. De ce? Pentru că știam, te așteptam, știam că așa o să meargă lucrurile. Apocalipsa 13 cu 16 și-a făcut ca toți, mici și mari, și sărași, slobo și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poate cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666. Observați, legat de înțelegerea acestor evenimente cu Apocalips 13, care e un capitol 13 și 14, sunt două capitole monumentale care le trăim, se derulează în fața noastră, spunea, ca să înțelegi ce cu fiara, cu numărul ei, cu semnul ei. Aici este înțelepciune ca să pricep lucrurile către ce se îndreaptă, pentru că majoritatea lucrurilor sunt subterane nici măcar oamenii conducătorii nu pricep mulți ce se întâmplă și încotro se îndreaptă lucrurile. Cum mai putea să pricep când e vorba de taina fără de lege, de lucruri ascunse, de lucruri migălite, tainice, ascunse, meșteșucite în așa fel încât lumea să nu priceapă către ce să îndreaptă. Dar tu care crezi Scriptura, ai o șansă extraordinară să ai acces la înțelepciunea lui Dumnezeu, care nu-i surprins, care le-a văzut dinainte, le-a și scris dinainte. Le-a spus pe unde o să meargă. I-a văzut Dumnezeu dinainte, iar noi avem acces. Crezând în scriptura, înțelegând-o corect. Să și știm, să fim și pregătiți pentru așa ceva. Apocalipsa 17, cop, și ara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Era, a fost puternică, nu mai este o perioadă în care intră în declin și din nou va veni cu forță, nu? Și renvie papalitatea reînvie. Aici mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care și-a femeia. Nu? Orașul cu șapte coline, da? Roma, nu? Era. Observăm aici este înțelepciunea să știm de unde mișcările, către ce vor duce, cu ecologie, cu protecția mediului, cu nu știu ce, către ce va duce, nu? Lucrurile, cum se vor înșira și aranja. E înțelepciunea ca să știm încotro ne duc evenimentele, către o lege duminicală, către o nouă ordine mondială, nu? către măsuri constrictive pentru poporul lui Dumnezeu, către nimeni să nu mai poată cumpăra și vinde, către a făcut fiara ca tot să fie omorâți, care nu se vor închina, nu? Și așa mai departe, cu fiara care se ridică din pământ și care dă putere fiarei, care va zice locuitorii pământului să-i facă o icoană fiare, sunt evenimente, știu unde să te uiști, la ce să te aștepți în mare măsură, știi cum vor derula și nu doar atât, Dumnezeu îți dă și... Echipamentul de protecție și atitudinea potrivită este înțelepciunea divină care ne ajută să înțelegem evenimentele și să fim echipați pentru, pentru ele. Eclesiastul 7 cu 12. Deci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul. Când ai bani mulți, mai știi să plătești. Dar un folos mult mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce Wow. La un moment dat, banii cât ai avea de mult nu te mai scapă. Acum te mai descurci, mai plătești în stânga și în dreapta, mai mituiești, mai faci, nu? Și te mai ajută. Dar vine un timp în care nu te mai ține în viață decât înțelepciunea aceasta, înțelegerea a ceea ce urmează. Mulți au crezut și pe timpul, nu, înainte să când a izbunit războiul, al doilea război mondial, nu, ce credeți? Că se credeau că să, o să se ajungă la intensitatea, la atrocității, la nerocire. Credeau evreii că până la urmă o să epureze, toți ziceau că N-are cum atâția evrei, ce o să le facă la atâția evrei, nu? N-are cum să-i. A avut cum. A avut cum. Nu? N-au înțeles. Dacă știau, erau un pic, clar, vizionari. Dacă aveau puțină viziune, nu? Lumina. Dumnezeu ne-a oferit înțelepciune și pe altă cale. Sunt recunoscător atât de mult. Nu știu ce s-ar fi ales de mine fără această înțelepciune venită de la El. Și anume mă refer la lumina reformei sanitare și a științei vindecării folosind remediile Domnului găsite în natură. Prin credință în revelație avem un avans de 100 de ani față de oamenii de știință și cercetătorii din această lume care treptat urmau să ajungă prin muncă și cercetarea SIDO la aceleași concluzii ale revelației. Da? Gândiți-vă că Ellen White în 1863 a început... Cu tot felul de soli legate, soli sanitare, de principiile de viață, de stil de viață, a început să aducă lumină din partea lui Dumnezeu. A vorbit de la energia electrică a creierului, nu? A vorbit de rolul cărnii și a produselor animale în îmbolnăvire, cum carnea este legată de tot felul de probleme de sănătate, de tumori. Nu acum să spună, da, carne de la Institutul de Cancer, legată carnea și grăsimea de nu știu câte tipuri de cancere. A vorbit de pericolul consumului zahărului, nu? Și astăzi știm despre agenții patogeni din carnea animalelor, despre distanța corectă între mese, că nu trebuie să mănânci între mese, să existe o distanță pentru ca să mai aibă timp să facă digestia, despre necesitatea respirației corecte, profunde, abdominale, ne-a învățat să respirăm abdominal necesitatea aerisirii camerelor, luminare corectă a camerelor, nu, prezența soarelui în cameră, igienă, tot felul de lecții de igienă. De asemenea, igiena corpului, a locuinței și multe alte lucruri despre cât de dăunător era tutunul în timpul acela în care se folosea tutunul chiar medical, nu? Despre pericolul cafelei, de asemenea. Și multe alte lucruri, nu mai vorbesc de alcool și altele. În așa fel încât descoperi peste descoperi peste 100 de ani, oamenii încep să afirme exact ceea ce cu 100 de ani în urmă, nu? noi primeam de a gata, nu prin inteligență personală, nu datorită unei capacități intelectuale uriașe, nu datorită genului nostru, ci prin credință simplă, crezând simplu cuvântul care ți era oferit. Aveai aproape 100 de ani avans. Gândiți-vă să se propovăduiască cu forță aceste lucruri, nu? Câtă, lucrare s-ar fi făcut, nu? Câtă lucrare, din păcate, n-am perceput corect cât de binecuvântați suntem. N-am fost nici înțelept, că era înțelept dacă o credeai și dacă trăiai în lumina aceea, nu? În timpul acestea dificile, cu boli, cu tot felul de epidemii, cât de important este să știți. Să trăiești pe principii sănătoase, să ai un organism curat, un sistem imunitar puternic, nu? O viață ordonată, în așa fel încât să ai rezistență în fața maladiilor. Și așa mai departe, când oamenii sunt secerați în stânga și în dreapta. Cât de privilegiați suntem? în înțelepciune pentru timpul din urmă. Aduceți-vă aminte de Daniel. Daniel 1 cu 11, ce cu prietenii lui. La regele Babilon, la Nebucanețar. Când cele îngrijitorului dă-ne doar apă de băut și zarzavaturi să mâncăm, nu? Și apoi o să te uiți la noi. Nu să faci diferența. Pune-ne 10 zile la test, la încercare. De unde știau ei chestia cu zarzavatul, cu apă, cu regim simplu? De unde aveau ei? Înțelepciune de la Dumnezeu. Ei fuseseră studenți, școlari, în școlile profeților. Unde legile corpului erau bine înțelese. Dom'le, de ce ei știau? Deci nu poți să faci un astfel de experiment, să ceri un astfel de experiment dacă nu, nu știi deja. Pe ce te bazezi? Ce s-a întâmplat arătau mai bine, la un mers elastic, un corp frumos, nu? Și înțelepciune erau mai înțelepți decât ceilalți. Rolul reformei sanitare în protecția față de boli, de asemenea, îți conferă vitalitate, îți conferă rezistență, stare de bine și facilitează foarte mult o minte o minte luminată și corectă face relaționare atât de mult între corp și minte. Este extraordinar. N-aveai de unde să știi lucrurile acestea. Nu erai nu știu ce specialist făcut să nu știu câte experimente. Primei prin revelație. E înțelepciune pentru vremea din urmă. Slavă lui Dumnezeu pentru reforma sanitară. Mulțumim de asemenea pentru știința vindecării folosind remediile lui Dumnezeu, principiile divine, nu? Pe care ni le-a lăsat în natură. Aduceți-vă aminte exodul 15-26, dacă vei asculta de poruncile lui, iar poruncile lui sunt nu doar morale, sunt și legi legate, legile fiziologiei, nu? Funcționării corpului nostru și dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bulile cu care am lovit pe egipteni, că eu sunt Domnul care te vindecă. Înțelepciune venită de la Dumnezeu. Reforma sanitară, lumina reformei sanitare, o inestimabilă binecuvântare pe care, pentru care îi mulțumesc lui, lui Dumnezeu. Am avut un avans extraordinar de mare că înainte să încep să studiez cărți medicale, cărți de nutriție, am studiat cărțile inspirate, Divina Vindecare, Dietă și Rană, Lucrarea Misionară Medicală și așa mai departe, Temperanța și așa mai departe. Pentru mine a fost exact punctul de reper și Ceea ce mi-a dat selectivitate în jungla informațională medicală în care sunt tot felul de și adevărul și minciuni și lucruri care se bat cap în cap și așa mai departe, n-ai avea cum să înțelegi. Deci eu am primit o înțelepciune specială prin revelație. De asemenea, mulți îmi spun, mă, ce înțelept ai fost că te-ai mutat la munte, cum ai știut tu, sau să... cum să știu? Exact cum puteai să știi și tu, cum puteau să știe toți. Am citit... Am descoperit că asta e voia lui Dumnezeu în cuvântul său, că Dumnezeu ne-a văzut într-o grădină, că Edenul a fost locuința noastră, că poporul lui Dumnezeu a trăit mai liniștit și mai departe. Am înțeles că natura este ceea ce Dumnezeu ne-a hărăzit ca să locuim în mijlocul ei, că e atât de important lucrul acesta și apoi o grămadă de ne nevoi... White care spune afară din orașe, de 100 și ceva de ani spune afară din orașe. De ce? Sunt epidemie, acolo e contaminare mai mare, spunea cu 100 de ani riscul de epidemie. În același timp spunea poluarea, nu doar poluarea fizică, poluarea morală care este, ești mai ispitit, orașele vor fi decăzute, orașele vor fi distruse, nu? vor același timp vor apărea greve, mișcări stradale, legi dominicale, chestii care vor exercita presiunea asupra voastră. Va fi foarte greu să mai faceți lucrul acesta. De unde știu? Nu sunt mai deștept ca alții. Dar am crezut simplu. Am studiat, am descoperit, am crezut, am aplicat de unde sunt. Nu sunt mai. Sunt pur și simplu e diferență nu de intelect. E ceea ce facem cu cuvântul revelație. Am avut șansa ca popor să avem au astfel de solie să înțelegem. Nu mulți văd acum cât de bine este, scriu unii, cât de bine ești că trăiești în mijlocul peisajul ăla și liniștit. Sigur, chiar astăzi e o zi de primăvară fantastică. Pomii, o erupție de culoare, de boboci, nu perii, care au început să-i spună, cireșii, prunii care sunt înfloriți, nu? Cireșii sălbatici, pădurea care înverzește frumos, atât este ceva dincolo de exprimare. Ce efect sedativ, în același timp înălțător, tonifiant, are asupra psihicului. Nu te-ai mai sătura să privești, în același timp te atrage cu mintea la Dumnezeu. Ce binecuvânta suntem. Credeți că am fost mai deștept? Nu am fost mai deștept. Poate puțin mai credincios. Poate. Puțin mai credincios pentru că am dat crezare cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, ține Ține foarte mult de credință. Luca 21:20, când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți, ține de cunoaștere, de înțelepciune, nu? Că atunci pustirea lui e aproape. În altă parte spune: când veți vedea uriciunea pustirii pusă în locul preasfânt. Atunci, ei din iudeea să fugă la munți. Cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, și cei de prin ogoare să nu intre în el. Că zilele vor fi zile de răzbunare ca să împlinească tot ce este scris. Istoria raportează că în anul 70 Ierusalim a fost ras, a fost distrus de Titus, dar înainte de asta a mai fost asediat. Nu? Și a fost. A fost asediat de un alt general roman, și după aceea a fost o pauză, o mică relaxare pentru ei timp pe care ei l-au interpretat ca fiind, mă rog, momentul lor de, de glorie, de răzbunare, s-au dus după romani, au fost aproape doi ani de zile. Timp în care creștinii, adevărații creștini, care știau, de unde știau, nu erau mai deștepți ca acelea, dar cunoșteau că era scris, era înțelepciunea venită din scriptură, nu? Știau că trebuie să iasă din Ierusalim, să nu mai fie în Ierusalim, nu? Și au fugit toți creștini. Raportează istoria că niciun creștin, nu a murit în asediul Ierusalimului, măcar că au murit aproape un milion de evrei acolo. A fost, curgea sângele pe treptele templului și a fost arat după aceea, nu? A fost într-adevăr un genocid în vremea aceea. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de înțelepciune și în vremurile acestea. Poate vom primi o vreme de relaxare, dar vin vremuri grele. Trăim deja vremuri foarte dificile. Mulți nu vor mai putea să facă ce vor să facă. Nu. E o înțelepciune să stai într-un loc mai retras. Cu un izvor de apă, cu o căsuță, nu vă arunca la lucruri mari, că nu e înțelepciunea aia să construiți nu știu ce în vremurile astea. Și dacă ar mai dura timp, nu ar fi înțelepciune. Să ai un izvoraj de apă, să ai o bucată de teren, poți să te consideri rege și regină, nu? Și să poți să fii aproape de o pădure, să ai un lemn, nu? Să ai liniște, să nu te interferezi cu vecin foarte aproape, să fie mai la distanță, căsuța liniștită. Și este o binecuvântare pentru timpurile de față, e înțelepciune pentru timpurile de față să stai într-un astfel de loc. Am salmul 119, o poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Și normal, într-o luptă între un vrăjmaș, nu? Cu un vrăjmaș, într-o luptă cu un vrăjmaș, dacă ești mai înțelept, până la urmă e clar că înțelepciunea duce la victorie căci totdeauna le am cu mine. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Cel mai mare vrăjmaș al omului este diavolul. Putem să fim mai înțelept decât el, păi el are o inteligență extraordinară, putem fi mai înțelept crezându-l pe Dumnezeu, nu? De jucându-i planurile, poziții unde exact unde trebuie. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, că și mă gândesc la învățăturile tale, am mai multă pricepere decât bătrânii, că și păzesc poruncile tale. Vine din cuvântul lui Dumnezeu această înțelepciune. Fidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă înțelepciune pentru vremurile acestea. Apocalipsa 5 cu 11 m-am uitat și în împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 mii de ori, 10.000 mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrădnic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea. Slava și lauda. Hristos a fost făcut pentru noi, spunea Pavel, înțelepciune. Sfințire, nepionire, răscumpărare. Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu din proverbe. 8. Dar Hristos în același timp e cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui, în Apocalipsa, spune, era cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Avându-l pe Hristos, avem cuvântul lui în viața noastră, avem înțelepciunea lui. De ce, prieteni? Umilul meu sfat este să devenim tot mai dependenți de cuvântul lui Dumnezeu, de orice solie care ne-a transmis-o Dumnezeu, de orice adevăr. Să reconsiderăm tot ceea ce ne-a transmis Dumnezeu în Scriptură, pentru că aceasta este înțelepciunea pentru timpurile din urmă, care ne va poziționa corect, ne va, lua, ne va ajuta să luăm atitudinile corecte, deciziile potrivite, să fim echipați și pregătiți pentru aceste vremuri nenorocite. Avem nevoie de această înțelepciune. Altfel, vom fi surprinși cu toată inteligența noastră, cu tot intelectul nostru, cu toată pregătirea noastră scolastică. Vom ajunge să nu știm pe unde să scoatem cam așa ce să facem. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim înțelepți. Amin.